Cu puțin timp în urmă am revenit în țară după vizita pe care am efectuat-o în Japonia la funerariile de stat organizate pentru fostul prim-ministru Shinzo Abe. Știm cu toții că Shinzo Abe a fost o personalitate remarcabilă și un prieten al României, fiind primul prim-ministru nipon care a vizitat țara noastră în anul 2018. Anul trecut am sărbătorit 100 de ani de relații diplomatice și a fost un foarte bun prilej ca în întâlnirile oficiale pe care le-am avut, în întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Kishida, să putem să discutăm oportunitățile relațiilor dintre țările noastre, oportunități care cuprind dincolo de palierul diplomatic, paliere precum cel al energiei, palier precum cel al științei, al inovării, și există foarte mare interes astfel încât aceste relații bilaterale să se concretizeze într-un viitor cât mai apropiat, însemnarea parteneriatului strategic dintre România și Japonia. Sunt aspecte care de asemenea au fost subliniate în întâlnirile pe care le-am avut cu ceilalți oficiali ai altor state, inclusiv premierul Coreei de Sud, prin care am analizat situația de securitate, contextul oportunităților relațiilor economice, și în felul acesta mă bucur să împărtășesc cu dumneavoastră că există un numitor comun al înțelegerii actualului context de securitate și economic, și fiecare dintre cei cu care am discutat sunt cât se poate de atenți la ceea ce înseamnă menținerea stabilității și echilibrului atât în domeniul securității cât și în ceea ce privește echilibrul economic, cu toate provocările generate de creșterea prețurilor la energie și gaze, la lipsa cantităților necesare de energie și gaze și, desigur, măsurile pentru a păstra dialogul și a identifica soluțiile necesare pentru actuala situație de criză pe care o traversăm. În ședința de guvern de astăzi avem mai multe subiecte pe agendă. Dintre cele mai importante doresc să menționez decizia prin care vom prelungi ordonanța de urgență prin care compensăm prețul la carburanți. A fost o decizie care a produs efecte, am reușit să stabilizăm și chiar să scadă prețul la combustibil, preț care desigur produce efecte pe întreg lanțul, și în felul acesta până la sfârșitul anului vom beneficia de aceeași măsură de compensare. În pregătirea activităților viitoare, urmează ca sâmbătă să particip la activitatea de inaugurare a interconectorului de gaze dintre Grecia și Bulgaria, activitate care se va desfășura la Sofia. Vor fi prezenți oficiali ai Bulgariei, ai Greciei, Azerbaidjanului, președintele Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, și în felul acesta ne asigurăm că interconectorul va reuși să dea relevanță sistemului propriu de gaze la care compania noastră Transgaz a lucrat și a reușit să îl pună în valoare. Este vorba de sistemul BRUA,
Practic, avem asigurată conectarea și garanția că poate fi asigurată coerența aprovizionării cu gaze pe verticala sud-nord. Vă mulțumesc!